Citesc din Matei 5, primele 8 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni plământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Cu multă prețuire vă invit să ocupați locurile. Pentru tot ce a fost și va fi și în următoarele minute, doresc din toată inima Dumnezeu să fie glorificat. În această seară o să vă vorbesc despre cei mai fericiți oameni de pe pământ. De când suntem copii și de când ne naștem, dorim să fim fericiți. Atunci când ești copil, sugar, fericirea înseamnă n-an 3 sau n-an 4. Cei care aveți copii, știți că mă refer la laptele praf. Și evitarea, dacă se poate, cât mai mult a dinților care ies și care provoacă durere. Atunci când suntem școlari, l-am întrebat pe unul din băieții mei de ce e bucuros în vacanță și a zis: pentru că nu am multe teme. Și ne dorim fericirea când suntem școlari prin lipsa problemelor, neavând maturitatea necesară să înțelegem că de fapt problemele ne formează. Atunci când suntem tineri, ne gândim la căsătorie și ne gândim dacă o să mă căsătoresc cu fata aceea frumoasă, o să fiu fericit. Și identificăm fericirea într-o persoană, neștiind că fericirea nu e în partenerul care vine cu tine, ci fericirea este în tine. Și tu poți să-i oferi partenerului. De aceea nu căutați în viață ajutorul potrivit, ci să fiți voi mai întâi ajutorul potrivit. Apoi când suntem familiști, asociem fericirea cu o mașină sau cu o casă. Și dacă reușești în Timișoara să ai casa ta, într-adevăr, te poți numi fericit. Și dacă se poate să nu fie foarte departe de marginea orașului. Apoi când îmbătrânim, asociem fericirea cu lipsa bolilor. Un frate de 90 și ceva de ani a plecat în veșnicie și am vorbit cu tată, cu unul din băieții lui, și i-am zis: m-aș bucura să ajung la vârsta tatălui dumitale. Și el a zis: da, cu o singură condiție: să nu suferi, să nu fii bolnav. Și într-adevăr așa este. Iubiții mei, oamenii gândesc despre fericire în termenii lor. Însă vreau să vă arăt astăzi că Dumnezeu vede fericirea în mod diferit. Întotdeauna oamenii spun fericirea unui om bogat și Dumnezeu vine și spune: ferice de cei săraci în duh. Întotdeauna asociez fericirea cu un om care râde, care zâmbește. Deși de multe ori oamenii care zâmbesc au traume în spate, dar și le ascund printr-un zâmbet. Și vine Iisus și ne spune: ferice de cei ce plâng. Întotdeauna omul fericit, așa ni se pare nouă, este cel care are pe toți la picioare, care știe să se impună. Și vine Iisus și ne spune: ferice de cei blânzi. Ce diferență colosală. Asociem fericirea cu a fi sătul, cu a fi împlinit, cu o masă bogată la restaurant. Și vine Iisus și ne spune: ferice de voi, însetaților și flămânților, după neprihănire. Vreau să mă opresc la versetul 8 astăzi. Fericirea oamenilor cu inima curată. De fapt, dacă aș putea să fiu cât mai deschis cu dumneavoastră și să nu fiu interpretat greșit, cei mai rari oameni de pe pământ sunt oamenii cu inima curată. Cei mai rari. Inima în Biblie nu înseamnă neapărat mădularul acesta care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Inima în Biblie de cele mai multe ori înseamnă sufletul nostru, care este compus din sentimente, rațiune și voință. Și vreau în prima parte a mesajului să ne uităm la stările inimii noastre în relația cu Dumnezeu.
Am spus unui băiat care vrea să fugă de Dumnezeu, dacă tu îți imaginezi că Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să fim fericiți fără El, să știi că ai o imaginație bogată, dar falsă. Dumnezeu nu ne-a creat să fim fericiți fără El. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât până nu-L găsim, nu suntem fericiți. Prima stare a inimii pe care vreau să o arăt din cuvântul lui Dumnezeu, o stare greșită, este inima împietrită. Inima împietrită. Citesc din Exod 7:13, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Iubiții mei, nu vorbim aici de un african care stă într-un bananier și n-aude predici și nu știe de cântări. Vorbim aici de cineva care a înțeles voia lui Dumnezeu, exprimată prin Moise și Aron, dar efectiv, într-un mod voit, s-a împotrivit. Am această întrebare pentru tine astăzi, nu cât cunoști din Scriptură, nu câte predici ai auzit sau la câte ai dat like-uri, ci am această întrebare, mai este inima ta împietrită față de glasul și de vocea lui Dumnezeu? Frank Turek, un apologet bun al vremilor noastre, l-a întrebat pe un ateu, dacă îți demonstrezi că Dumnezeu există, devii creștin? Și el a zis nu. Înseamnă că problema ta nu e o problemă de necunoaștere, ci de nevoință, de nedorință. Spun, Doamne, mai despietrește inimii în seara aceasta. O a doua stare a inimii, iubiții mei, și am întâlnit destul de mulți oameni în această stare, din păcate, 2 Împărați 10:30, este starea omului cu inima schimbată, dar schimbată doar parțial. Doar parțial. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Și cer bine ar fi să nu fie un totuși în viața noastră. Totuși Iehu n-a luat seama să umble, cum? Din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care tărâse Ieroboam pe Israel. Atunci când m-am căsătorit în 10 octombrie 2010, dacă îi spuneam soției mele 96% din inimă ți-o pot da ție, 4% o țin pentru altcineva, vă garantez, nici eu, nici dumneavoastră nu ați fi primit un partener care să fie de acord cu ideea aceasta. De ce? Pentru că întotdeauna relația de legământ implică devotament total și o inimă întreagă. Haideți să vă spun ceva șocant în această seară. Dumnezeu nu se mulțumește cu 96%, diavolul se mulțumește cu 4%. Iubiții mei, strigătul și durerea lui Dumnezeu atât pentru Israel cât și pentru noi astăzi este tocmai din cauza inimii împărțite. Împărțite. Schimbată doar parțial. Ioel 2:12, citesc, spune Domnul aici, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Ioel 2:12. Dar cum recunosc pe omul care se întoarce cu toată inima? Că într-o tabără creștină a ieșit unul cu mâna în buzunar și mestecând gumă și a zis, vin să mă predau. Dar el nu vine să se predea. Cu omul care se predă nu vine așa mestecând gumă și râzând și cu mâna în buzunar. O spus Domnul, oamenii care vin cu toată inima la mine, vin cu post, vin cu plânset, vin cu bocet. Am stat de vorbă zilele trecute cu o soră și cu soțul ei. Sora este botezată și pocăită de mai bine de 6 ani. Soțul ei nu vrea nici cum să facă pasul acesta. Am stat de vorbă cu amândoi, fiecare vedeau lucrurile în mod diferit și el spunea așa, frate Cristi, soția mea vrea neapărat să mă bage în apa botezului. Și zic, bun, dumitale, ce dorești? Păi zice, eu sunt om bun, n-am nevoie de botez. Zic, să te păzească Dumnezeu, să te botez cât timp ești bun. Și s-a uitat așa către ea, n-o vezi, zice, că păstorul vostru îmi dă dreptate. Zic, n-ai înțeles? Dă-mi voie să repet, noi nu botezăm numai oameni răi. Păi zice, domnul pastor, ce nu fumez, nu beau, n-am dat în cap la nimeni. Zic, ești un om bun, da? Da. O minciună în viața asta, ai spus? Acum, domnule, domnul pastor, cine să-mi spună o minciună? Înseamnă că ești un om bun și mincinos. Cum? Zic, o dată în viața asta, ai luat o dată numai, numai o dată, ce nu e al tău. Cred că da, cred că da. Păi zic, ești un om bun și hoț.
Și am zis, nu vreau să mă duc mai departe, ci vreau să spun doar atât. Că omul care se întoarce cu toată inima la Dumnezeu recunoaște în primul rând că el este rău și Dumnezeu este bun. Exact cum ați cântat aici. Iubiții mei, pentru toți de aici vă spun, atât de bun e Domnul că nu vrea să lase niciun rău să plece acasă neschimbat. Și atât de bun e Dumnezeu încât oamenii care îl resping vor merge în iad. Vor merge în iad. Dar cum? Dacă Dumnezeu e bun, nu ne poate schimba. Nu poți să schimbi pe nimeni cu forța. La fel cum la stomatolog nu te leagă de scaunul acela ca să te ajute sau să îți dea medicamentația necesară. Niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Cei mai mulți creștini sunt din categoria aceasta a oamenilor care se schimbă doar parțial, a oamenilor care se văd buni doar într-o anumită parte. Mai vreau să vă spun ceva, celor care doriți să vă botezați, noi botezăm doar oamenii care înainte de botez s-au întâlnit cu Dumnezeu. Să știți că H2O nu schimbă pe nimeni. Dacă în H2O bagi un mincinos, scoți un mincinos ud afară. Apa nu schimbă pe nimeni. Apa, botezul doar simbolizează că înainte cu câteva zile, săptămâni sau luni, tu ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. 3. Inima la care am vrut să ajung, o a treia stare a inimii noastre în relație cu Dumnezeu, este inima curată. Și poate o să întrebați, bun, dar care sunt lucrurile care murdăresc inima? Că înțeleg, dacă intri cu cizmele încărcate de noroi într-o casă, e vrea că faci mizerie. Dar mă gândesc că noroiul nu poate să murdărească inima. Înseamnă că sunt alte lucruri care murdăresc inima. Care sunt lucrurile acestea? Haideți să le citim împreună. Matei 15:19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Galateni 5:19, o altă listă destul de lungă a apostolului Pavel. Și faptele firii pământești sunt acestea. Galateni 5:19. Și vreau să fim atenți la fiecare cuvânt pe care îl voi citi, pentru că versetul 20 se încheie într-un mod șocant. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, mai departe te rog, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele. Mă opresc numai la cuvântul ăsta. Câtă invidie există la români, eu n-am văzut în nicio țară unde am umblat. Și cred că am umblat în peste 35-40 de țări. Merg în Germania, poți să zici cea mai tare mașină că vecinul continuă să vorbească cu cine și mai departe. N-are nicio problemă. La noi să te păzească Dumnezeu să ai mașină cu un an mai nouă ca vecinului. Dezastru, e durere deja. Iubiții mei, aș vrea să înțelegeți astăzi un lucru. Valoarea nimănui dintre noi nu stă în ceea ce avem, ci stă în ceea ce suntem. Și suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să ne invidiem unul pe altul, ar trebui să ne invidiem pentru asta. Mă, el poartă o haină albă, s-a întâlnit cu Domnul, eu nu o port. Vreau să-l invidiez pentru asta și să devin și eu ca el. Uciderile, bețiile, îmbuibările. Dar domnul pastor, o zice cineva, unde scrie în Biblie de țigări, tatuaje, 7:49, poker pe bani? Unde scrie? Că el zice, vreau verset, zice că altfel vreau verset. Hai să vă spun unde scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum ascultați ceva șocant. Vă spun mai dinainte, a zis Pavel, cum m-a mai spus, că cei care au făcut, nu așa scrie. Iubiții mei, toți din această sală am făcut cel puțin unul din lucrurile acestea. Dar într-o zi, așa cum spunea domnișoara aici, un om al lui Dumnezeu ne-a spus că printre rânduri se plimbă cineva îmbrăcat în alb. Și eu când m-am văzut păcatul și când mi-am văzut starea și l-am văzut pe El Sfânt, am recunoscut păcatul pe care l-am făcut și am zis, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Iubiții mei, vă rog, nu confundați pocăința doar cu părere de rău. Spunea un mare predicator din America, azi am citit lucrul acesta și l-am și pus la stare, și Iuda, și lui Iuda i-a părut rău. Și cu părerea de rău a mers direct în iad.
Pocăință nu înseamnă doar părere de rău. Pocăință înseamnă să mă întorc cu spatele la păcat și cu fața la Dumnezeu. Și de astăzi să umblu cu El în fiecare zi. Uitați, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce ascultă predici continuă să cânte, continuă să dea like-uri la short-ul sau la reel-uri, continuă să meargă chiar la biserică și fac aceste lucruri mai departe, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, în această seară aș vrea Dumnezeu să vină și să ne curățească inima. Să știți că e jignitor, dar e bine până la urmă să spui cuiva că e murdar. Dacă soția mea are o scamă pe haină undeva și eu atenționez și o fac din dragoste și din iubire, ea nu se simte jignită, ea mulțumește. De aceea, dacă astăzi cineva spune, vezi că lucrul ăla pe care îl face e murdar, spune-i mulțumesc și vină la cruce, vină la Iisus Hristos care te poate ierta. Vreau să mai subliniez un aspect foarte important. A curăți e un lucru și a păstra curățenia e cu totul altceva. Coșmarul femeilor nu este curățenia, ci păstrarea ei. Și știm noi, bărbații, cât avem de-a face cu asta. Fetele noastre, Elisa și Grace, de la 7-8 ani au început să ne ajute la bucătărie, la început să-și ducă, știți că cel mai lung drum e de la masă până la chiuvetă. Să duci farfuria murdară până la chiuvetă. Apoi cu fiecare birthday, cu fiecare an cu care creșteau, începeam să le facem prietene cu spălătoare, se numește la noi undeva, cu pur, cu ceea ce e nevoie pe lângă casă, pentru că nu ești la hotel. Acum la 12-13 ani fac o curățenie extraordinară în bucătărie și sper că cineva pregătește ginerii pentru ele, tot așa. Că dacă pregătește ginerii jucând FIFA toată ziua pe telefon, mulțumesc, nu-mi trebuie. Da. Ce vreau să vă spun? Într-o seară Elisa zice, tati și mami, mâncam o prăjitură cu ele, cu ei, cu copiii, cu toți. O zi, sper că nu luați farfurii din dulap iară și iar puneți prăjitură în farfurii. Zice, mâncați din tavă, zice. Mâncați din tavă, zice, că m-am săturat să spăl după voi. Înțelegeți? Vedeți, o fată de 13 ani a înțeles un aspect foarte important. Că nu e suficient să faci curat. Trebuie să păstrezi curățenia. Și vreau să vă felicit astăzi că n-ați rămas doar la botez. O zi cine a de Cristi, am făcut botezul, am terminat. Zic, mă, numai ce ai început, mă. Numai ce ai început. După ce ești curat, până n-ai fost curat, s-o părut că tot e ok în jur. După ce te-a spălat Dumnezeu, să nu uiți că n-ai plecat direct în cer. Ce-ai, pas cu pas trăim într-o lume murdară. Și în lumea asta murdară, iubiții mei, să știți că suntem împroșcați cu noroi. O fată a mers într-o zi cu un grup de tineri într-o mină să viziteze o mină, o mină care era deschisă doar pentru vizite, nu se mai scoteau cărbun din ea. Ea a mers îmbrăcată în alb din cap până în picioare. Și colegii s-au uitat ciudat la ea și i-au zis, nu prea ok, dar știți cum se spune în Timișoara în 2024, n-ai voie să judeci. Așa se spune și la Deva se spune la fel. Din păcate. Și ea se uită la bătrânul miner care avea să le fie ghid și spune, domnule, n-am voie să cobor îmbrăcată în alb în mine. Cine mă poate opri, zice? Și bătrânul miner înțelept a zis, nu te poate opri nimeni. Tu poți să cobori alb îmbrăcat acolo, dar cu siguranță nu mai poți să ieși în alb de acolo. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să mai împartă haine albe. Și după ce Dumnezeu împarte haine albe, să nu uităm că procesul sfințirii nu e altceva decât procesul păstrării curățeniei. Și dacă câteodată ești împroșcat cu noroi, este vreo pată, spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Haideți să ne uităm mai departe cum arată inima curată. Că nu există niciun spital în Timișoara care să folosească un aparat la care tu să mergi și să zică din punct de vedere spiritual ai inima curată. Există pentru electrocardiogramă, există pentru hemoglobine, o grămadă de analize, dar pentru inima curată nu este aparat. Și atunci cum putem demonstra că cineva are inima curată? Vedeți că nu vorbesc despre ortodoxi pentecostali baptiști. 1.
omul cu inima curată are gânduri curate. Amin. Ieremia 4:14, curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Dar putea să zică Ierusalimul, Doamne, de unde știi că am inima murdară? Și continuă Dumnezeu și spune, până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? În 2 Corinteni 10:5 există un verset foarte interesant. Ani de zile nu l-am înțeles. Ce vrea Pavel să spună aici? Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În engleză e mult mai bună traducerea. În original, exact asta e traducerea. Îl luăm captiv. Nu se referă la robul ăla care îl trimise după apă afară, după făină, nu știu unde, la moară. Nu, nu, nu. Se referă la gândul acela și înțelesul în original este următorul. Prizonier de război luat cu sulița. Cu alte cuvinte vine Pavel ce spune așa. O să vină gânduri peste voi. Și orice gând pe care nu-l legi în lanțuri și un gând murdar te va lega el mai târziu în vicii. De aceea spun astăzi, Doamne ajută-mă să-l țin captiv, că altfel mă face el captiv pe mine. Iubiții mei, 85% din informația care intră în mintea noastră, intră prin ochi. Prin ochi. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. E nevoie în fiecare zi să nu lași să intre în mintea ta tot felul de gânduri. Eu vă spun, eu am crescut la țară. Bunicii mei în fiecare vară la ora 5:30, maxim 6 eram în picioare, la graj, la vaj, la ce vreți dumneavoastră. N-am auzit depresie, anxietate. Nu vreau să jignesc pe cineva. Sunt sigur că sunt astfel de stări. Dar ascultați-mă, înțeleg, la o mamă la 65 de ani să aibă o anxietate, înțeleg. Dar eu am fost la conferință cu tinerii, din nu știu câte întrebări, cele mai votate au fost, de ce sinuciderea e păcat și cum poți să scapi de depresie. Iubiții mei, cum de avem tineri la 14 ani cu depresie? Vă spun eu cum. Stau pe TikTok și se uită. Păi zice, vecinul a plecat în Dubai, eu în grădină. Dar seama că sunt depresie, în anxietate, nu? Se uită pe Facebook, se uită toată ziua, ce are ăla și eu nu am. Și vine invidia și vine nemulțumirea și îți faci gânduri și gânduri. Și uitați-vă câte lupte sunt și câte necazuri sunt. N-ați vrea astăzi gândul lui Dumnezeu să vină peste noi. Gândul acesta al ascultării, a face voia lui. Nu lăsa diavolul să-ți facă cuib în minte cu gândurile lui. Lasă-ți mintea curată, păstrează-ți mintea curată și ia captiv orice gând care nu-i după voia Domnului. Și dacă vezi că intră informații în mintea ta care te tulbură, iubiții mei, poate e un film care are, nici nu mai găsești un film fără senzualitate, fără faze imorale, fără prostii. Uită-te să vezi care sunt lucrurile la care te uiți toată ziua, care sunt lucrurile care te robesc și spune, Doamne, vreau să le îndepărtez, vreau să mă păstrez curat și dacă voi avea o minte curată, voi avea o viață curată. 2. Omul cu inima curată, iubiții mei, nu-i curat doar în minte, doar în gânduri, este curat și în vorbe. Amin. 2 Corinteni 2:17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim, cum vorbim? Cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Am întrebat pe cineva, ce părere ai de persoana respectivă? Merită să mă apropii mai mult de ea, să mi-l fac prieten? Și o zice, frate Crist, el e băiat bun, dar îl strică gura, zice. În rest e băiat bun, n-ai treabă cu el. Mă zic, dacă îl strică gura, chiar că am treabă mare. Bine că mai zic. Bine că mai zic că mă țin la distanță. Știți? Iubiții mei, să știți că un om curat are vorbire curată. Undeva într-un grup cineva s-a scăpat cu o vorbă urâtă, au zis, iertați-mă că m-am scăpat. Și altcineva i-a zis, mă, dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu o vorbire în altă limbă. Te scăpai cu Domnul să te binecuvinteze. Soția mea nu m-a spus în 14 ani de căsătorie în veci. Dragă, m-am scăpat cu o ciorbă rădăuțeană. Păi n-ai cum să te scapi cu aia. Numai dacă o ai acolo, dacă te-ai pregătit-o, dacă muncești de 2-3 ore pe niște meniuri, fiecare dă ce are, știți? De aceea, hai să ne verificăm astăzi vorbirea. Defăimarea, bârfa, oare mai există minciună? Oare mai există lucrurile alea?
Vrei să știi cât de curat este cineva? Uită-te la limbajul pe care îl folosește. Și vreau să vă spun ceva aici foarte important. Presupun că Cristi Boariu face o greșeală. Nu-i perfect Cristi Boariu, la fel cum nu suntem nimeni perfecți. Și e diferență între a greși și a face ceva intenționat. Și tu iei și dai mai departe și împrăștii pe WhatsApp. Și vedeți la WhatsApp, după ce împrăștii, de multe ori scrie forwarded too many times sau forwarded many times. Adică ai împrăștiat de sute, zeci, mii de ori, poate. Presupunem Cristi Boariu își recunoaște greșeala, merge, plânge, ia o zi de post, Dumnezeu îl iartă. Am o întrebare. Tu care ai dat forward many times, de multe ori, vei merge acum la toți la care ai dat forward și să-mi spui că eu mi-am rezolvat problema? Nu. Nu. Pentru aia, iubiții mei, n-ați vrea să nu ne mai ocupăm de astăzi cu împroșcatul cu noroi? Să ne ocupăm de astăzi cu lucrurile bune, care zidesc, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare. Pune-mi, te rog, Genesa 18:20. Am fost foarte mirat când mi-am dat seama de încărcătura spirituală care există în aceste versete. Dumnezeu îi spune lui Avram: Avram, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este colosal, este nespus de mare. Mai departe, 21. De aceea, a zis Dumnezeu, mă voi coborâ să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Iubiții mei, uitați-vă la Dumnezeu. O ajuns un zvon până la Dumnezeu că oamenii ăștia trăiau în păcate mizerabile. Și a zis Dumnezeu așa: nu poruncesc focului, nu poruncesc purcioasei să vină peste ei până nu mă duc și verific personal, vizual, păcatele acele. Adică a zis Dumnezeu așa: eu nu voi judeca pe nimeni după zvonuri. Am o întrebare. Ați întâlnit în viața voastră oameni care au judecat după zvonuri? Din păcate, o mulțime de oameni. Iubiții mei, dacă îți permit și vă permiteți să judecați după zvonuri pe cineva, înseamnă că sunteți mai tari ca Dumnezeu. Dumnezeu a zis: Avrame, eu nu judec pe nimeni până nu mă duc să verific. Am această rugăminte astăzi. Nu te ocupa cu împrăștiatul gunoaielor, pentru că mâna care aruncă cu gunoi rămâne murdară. Și Biblia spune să ridicăm spre cer ce fel de mâini? Mâini curate. M-a sunat cineva din afara țării, frate Cristi, am să spun ceva despre un păstor, un proroc și un diacon. Și zic eu, e ceva bun? Păi zice, dacă era bun, nu-mi consuma minutele 10, cum spun. Nu-mi consumam pentru vești bune, că nu caută nimeni vești bune, numai picante, spicy. N-ați observat? Și zic, hai să spun ceva eu acum, și apoi închid telefonul. Am acasă 7 copii, mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze și pe voi măcar la fel. Am acasă 7 copii și am rugat pe cei de la Raitim să mai ofere încă un tomberon în plus. Am numai 3, o zic că va ajunge 30. Suntem 9 persoane, unii ori trebuie să mă apăs sau împing, că nu am loc. Și zic, tu vrei să mai dai gunoi? N-am unde să mai pun, zic. N-am unde să mai pun. Zic, dacă vrei, îți dau numărul lor și îți poate oferi și ție un tomberon. Și am închis. Sunt sigur că am supărat pe cineva atunci, dar am rămas cu inima curată. Și când mă voi întâlni cu prorocul, cu păstorul și cu diaconul acela, sunt sigur că nu o să-i judec după zvonul pe care cineva a vrut să mi-l împrăștie. Iubiții mei, când cineva vine cu un zvon, spuneți-i, hai să ne rugăm pentru persoana respectivă, hai să luăm o zi de post, să vedeți că nu vă mai caută bârfitorii. Singur rămâneți, singur și cu Dumnezeu. Înțelegeți? Omul care are inima curată nu se ocupă cu gunoaie. 3. Omul cu inima curată, iubiții mei, are curăție și aici nu știu dacă o să ne placă, și în munca de zi cu zi. Omul cu inima curată este curat și la servici, și la liceu, și la fabrică. Îmi spunea un frate, frate Cristi, de când m-am botezat, zice, nu mai beau colegii cafeaua cu mine. Zic, de ce? Păi zice, până când m-am pocăit, furam și eu motorină cu ei, că eram șofer pe autobuz. Furam cu ei motorină dimineața, tot era frumos. Acum zice, singur eu cu cafeaua, zice. Zic, slăvit să fie Domnul. Înseamnă că chiar te-ai pocăit. Beau singur, zic, că e Dumnezeu cu tine. Lasă-i pe colegi în pace. Nicio problemă.
Tu fii un om integru, fii un om cinstit. Iubiții mei, spune Biblia în Psalmul 24:4, cel ce are mâinile nevinovate și inima... A, deci nu poți să pui mâini murdare lângă inimă curată. Nu. Biblia ne spune asta, nu spun eu asta. Vreau să spun ceva foarte important acum. Cel mai important lucru pe care l-ai în lumea asta, am văzut că aveți în engleză asset, spun englezii, cel mai important asset pe care l-ai în lumea asta este caracterul tău. Sacoul acesta, eu peste câteva ore îl voi pune pe umeraș. Caracterul nu am cum să-l pun pe umeraș, dragii mei. Mai sunt unii care zic, dacă las pocăița deoparte 5 minute să vezi ce-i fac. N-ai cum să o lași. Dacă îi faci ceva, vezi că e din caracterul tău. N-ai cum să o lași, că nu poți să mă pocăița pe umeraș. Să zic, for sale. N-am cum să pun. Înțelegeți? Iubiții mei, atenție! Și mă uit aici la tineri, sunteți mulți care nu v-ați căsătorit. Aia care v-ați căsătorit nu mai aveți ce face. Cei care nu v-ați căsătorit, mai aveți o șansă, Domnul să vă ajute, să alegeți după caracter. Nu după avere, nu după mașini, caștea vin și pleacă. Alege după caracter. Îmi spunea o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, nu-mi place fața lui nicicum. Zic, draga mea, draga mea, hai, nu, zic, nu te grăbi. Nu te grăbi. Zic, uită-te la interior, că fața oricum se schimbă. Oricum se schimbă. Zic, dacă ar fi cea mai frumoasă față din România și urlă la tine, ce zice? Îți place fața lui? Atunci nu mai îmi place deloc, zice. Nu, zic, uită-te la caracter. Pentru că Petru spune, podoaba voastră să fie un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, cel mai important lucru pe care îl avem este caracterul. Cea mai importantă latură a caracterului, ascultați-mă, este integritatea. Că dacă e blând și ce fură, n-ai făcut nimic. Zice, mă, e răbdător, dar mă minche de îngheață apă. Dar e așa, e un băiat, e răbdător, zice. Deci nu am treabă cu el. Dar nu integru. Nu, nu, nu. Cea mai importantă latură de caracter este integritatea. Integritate la servici, integritate în familie. Îmi scria o fată, frate Cristi, băiatul care vorbesc, mă minte, vreau să-l pun înaintea Domnului, să văd ce spune Domnul despre el. Păi zic, deschide Biblia, vezi ce spune Domnul. Să vezi când merg la socri, la cine merg în vizită. Păi tata unui mincinos spune Biblia că este diavolul. Înțelegeți? Păi dacă acum ce minte, tu de unde ai impresia că daul din fața amvonului îl va păstra? Dacă acum ce minte. A fi un om integru e de mare valoare. Și Dumnezeu când mântuiește pe cineva, îl face integru, îl face cinstit. El devine un om fidel unei cauze bune. El devine un om care va fi o mărturie în Timișoara. Și prin el Dumnezeu vrea să întoarcă și pe alții. Doamne, lucrează în seara aceasta. 4. Omul curat, iubiții mei, are și un anturaj curat. Omul curat are și un anturaj curat. Citesc din 2 Împărați 10:15. E vorba despre Iehu. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recap, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Și în momentul ăla, Iehu spune, dacă este, dă mâna. Și Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Îl înțeleg pe Iehu. Era proaspăt instaurat împărat și urma să străbată țara și era foarte atent cu cine se afișează. Și acum vă dau un exemplu. Dacă Cristi Boariu devine cel mai bun prieten la cel mai mare mafiot sau interlop din Timișoara și o să mă vedeți mâine la masă cu el, nimeni nu o să zică, bă, cred că interlopul se pocăiește. Nimeni. Și o să ziceți, cred că Boariu s-a apucat și de altceva în afară de predică. Și să nu spuneți amin la asta. De ce? Pentru că întotdeauna când un om bun, un om stă lângă un om compromis, oamenii nu-l asociază pe ăla compromis cu bunul, ci pe bunul cu ăla stricat. Iubiții mei, vreau astăzi să ne verificăm relațiile care le avem, prietenii pe care îi avem. Ca și slujitori, primul lucru pe care îl cerem la un om care se pocăiește este să schimbe
anturajul. Iar la un om care vine din vicii, eu personal îi cer să schimbe numărul de telefon și toate conturile pe social media. De ce? Că te caută diavolul când te pocăiești, dar n-ai văzut. Imediat te caută. Acum, dacă te-ar căuta cu oameni care vor să vină cu tine în același drum, în aceeași direcție, ar fi extraordinar. Din păcate, nu face asta. De aceea, astăzi, aș vrea să ne verificăm și anturajul pe care îl avem. De ce? Că un cartof stricat strică 99 buni. 99 buni nu vindecă unul stricat. Incredibil. Ascultați, vă rog, ce spune Pavel lui Timotei în ultima scrisoare înainte să fie decapitat. 2 Timotei 2,22. Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește câteva valori pe care puțin le au. Neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Bun, dar cu cine? Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curat. Adică o zis Pavel Timotee, trebuie să fugi de poftele care sunt peste tot. Dar ca să fugi, trebuie să ai un anturaj care să te ajute la fugă. Că dacă fugi cu aia care spun pe ei, că n-ai făcut nimic. Putea să zică Timotei, Pavel, dar unde să mă duc dacă mă duc într-o chilie și mă călugăresc? E bine? Mi-aduc aminte de un călugăr scriat din Biblie, versete, meditații, și diavolul nu știa cum să-l ispitească. Că acolo când ești izolat, nu prea poate să ducă pe nimeni la tine acolo. Telefon n-avea. Și tot s-o gândi diavolul, cum să-l fac praf pe omul ăsta? Cum să-l fac să nerveze, să se mânie cumva? Și spune istoria că s-a apropiat diavolul de urechea lui și i-a spus doar atât. Fostul tău coleg de chilie a ajuns episcop la Constantinopol. În momentul ăla, din cauza invidiei, o răsturnat ăsta cerneala, o rupt foile, s-a enervat. Vedeți că a merge la călugărie noi nu-i du soluția? Peste tot diavolul are acces. Dar am o veste bună. Cei noi e mai tare decât cei în lume. Atunci când te pocăiești, Dumnezeu garantează că va fi ajutorul tău să fii un biruitor, să selectezi anturajul cu atenție. De ce venim împreună cu acești oameni minunați aici, duminica sau joia sau când mai aveți? Pentru că mă încurajează când văd oameni care merg în aceeași direcție cu mine. Mă încurajează când văd oameni care plâng la rugăciune. Când văd oameni care se roagă în birou și m-am bucurat de rugăciunea care a fost în birou înainte să ceapă biserica. Te încurajez. Dacă Messi mâine își ia ca și colegi, ăia care iubesc KFC-ul, nu mai auziți nimic de Messi. Înțelegeți? Am făcut o paranteză, un exemplu banal. Și Pavel ăla din sport, exemple. Fii un om care să ai un anturaj bine selectat. Apoi să nu uităm, iubiții mei, că și în relațiile noastre vom oferi altora ceea ce avem noi în inimă. Îi spune Pavel lui Timotei să păstrezi credința, Timotei, și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Eram undeva la o tabără cu tinerii, o tabără creștină într-o altă țară, și după ce am mâncat acolo cu ei, au fost câteva zile acea tabără, ei au plecat la capelă, urmând să ajung și eu să țin studiul împreună cu dânsii, iar eu am plecat la sora care era la bucătărie și am zis către ea, iertați-mă, zic, vă rog frumos, faceți-mi cel mai bun burger pe care l-ați făcut vreodată. Cred că s-a uitat la mine, mă, ăsta nu s-a săturat. Sigur, mai vrea să mai bage el acum. Pentru aia e bine să nu judicăm repede, că cunoaștem în parte, știți? Și cât timp cunoaștem în parte, judeci numai în parte. Apoi am zis, dați-mi două farfurii, una curată și una murdară de la tinerii care au mâncat mai înainte. Să uitați doar la mie, nu știu ce mai zis, dacă nu a fost bine. Am luat farfuria curată, am pus burgerul pe farfuria curată și am mers la tineri. Și am zis, după program, când voi termina predica, este cineva care vrea acest burger. Și mai mulți au făcut semn cu mână. Am luat burgerul în mână, am schimbat farfuria cu cea murdară și am zis, nu am umblat la burger, nu am modificat burgerul, nu am scos nimic din el. Mai este cineva care vrea să mănânce. Și oamenii s-au aplecat jos, cu respingere, pentru că le era greață. Iubiții mei, le-am spus și lor și vă spun și vouă astăzi. Atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, El pune în noi credință, pune în noi Duhul Sfânt, pune în noi o predică, o cântare, pune noi în noi, Dumnezeu ne dă niște stări extraordinare, niște valori extraordinare.
Însă toate aceste valori trebuie păstrate într-o inimă curată. De ce? Pentru că dacă veți auzi de astăzi cu probe, căci Cristi Boariu minte cu premeditare, nu veți spune, mă, chiar dacă minte, dar predică fain. Și ce veți spune? Nu mă interesează cum predică, că l-am văzut că minte. Adică oamenii întotdeauna nu se vor uita la burger mai întâi, ci se vor uita la felul în care sunt servit și la farfuria în care este burgerul acela. Timotee, să fii foarte atent, păstrează credința, darul care Dumnezeu ți l-a dat, păstrează pocăința, umblarea ta cu Dumnezeu într-un caracter necompromis, având un anturaj curat, o relație curată, ca nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Decât ca și ăla, mai bine lăsați-mă acum. N-ați auzit vorba asta? I-am auzit-o. Doamne, dă-ne relații binecuvântate. Și în ultima parte, iubiții mei, vreau să răspund la ultima întrebare. Ce câștigă omul cu inima curată? Că sunt sigur că unii dintre dumneavoastră veți spune, mă, dacă așa de complicat, auzi, gânduri curate, vorbire curată, auzi că și la servici n-avem voie cu, mă, dar e cam greu deja, mă, nu știu dacă mai pocăiesc. Dar măcar zâm ce scrie pe contract. Am văzut că salariul e minim pe economie, dar-s condiții cu grămada. Hai să vă spun, nu-i minim pe economie. Să vedeți acum ce vine. Omul cu inima curată câștigă mântuirea. Merită? Ieremia 4:14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Mântuit. Citesc din Habacuc 3:17. Mă uit la Habacuc. Cum o identifica de el fericirea? Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule. Hai să traducem în termenii noștri. Nu o să mai fie nimic în frigider. O să mă dea șef afară de la servici. O să-mi taie ăștia gazul. Nu o să mai am nici zacuscă, nici gem. Nu o să mai am nimic. Uitați ce spune Habacuc mai departe. Eu tot mă voi bucura. Domnul, mă voi bucura în Domnul Dumnezeul. Vedeți că oamenii fericiți nu sunt aia care n-au teme de vacanță. Nu sunt aia care au cea mai tare mașină. Oamenii fericiți sunt cei care, dacă închid ochii la noapte, știu unde merg. O zis Habacuc că am ajuns ca fericirea și bucuria mea să nu mai conteze de ce-i pământesc, ci am ajuns să conteze doar de relația mea cu Dumnezeu. Și câtă vreme am mântuirea primită în dar de la El, sunt un om fericit. 2. Ce mai câștigă omul cu inima curată? Luca 8:15. O rodire binecuvântată. O rodire binecuvântată. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, țin într-o inimă? Ce spuneam mai înainte de burger? Unde îl țin? Ce farfurie? Într-o inimă bună și curată. Și în momentul când țin hrana pe care Dumnezeu mi-o dă să o împart altora în farfurie curată, și alții vor mânca din farfuria mea. Că asta înseamnă să faci rod. Nu mă duc mântuit spre iad, mântuit spre rai singur în timp ce alții mor spre iad. Mă duc mântuit spre rai trăgând și pe alții după mine. Cum stai cu roada? Cum stau cu roada? La ce nivel ai ajuns? Ținta poruncii 1 Timotei 1:5 este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Curată. Ori de câte ori spuneam soției mele, draga mea, te iubesc, ea mă întreba, dar e din inimă? E din inimă, zice. Și ea nu, știu că se supără că se spune iar lucrurile astea, dar o să-mi cer iertare și mai bine spun și-mi cer iertare decât să nu vă spun. De un an și ceva de când s-a născut ultimul copil, i-am zis, dragă, cu primii 6 ai dormit doar tu. Că a fost fiecare s-a trezit, probleme. Eu am lucrat mult și am fost prins cu lucru, am avut o scuză. Zic, acum nu mai am, nu că nu mai am scuze, dar vreau să te ajut mai mult. Mulțumesc.
Zic, când îți iau acasă, dorm eu cu copilul și când sunt eu plecat, dorm tu. Știi ce mi-au zis? Acum e de inimă, zice, te iubesc. Acum e de inimă, zice. E de inimă. De ce? Pentru că oamenii nu sunt impresionați de I love you, de je t'aime. Nu. Oamenii sunt impresionați de faptele noastre. Că bannere avem tot la 4 ani. Avem. Am avut lângă Deva o soră pe nume Sora Zena. Tot îmi scria pe Facebook epistole întregi. Eu n-aveam timp să le citesc, pagini întregi. Mai târziu, din păcate, am înțeles. Bărbatul i-a plecat, era bolnavă și era și cum cu prunc, cu un copil în ghilimele, copil de 30 și ceva de ani, tot bolnav. Și într-o zi mi-a zis, frate Cristi, într-o iarnă grea, o zis, e cald la tine acasă? Zic că e cald. Zice, la mine e frig, zice. Zice, mă plimb în casă, dorm cu 3-4 plapume pe mine, e frig. Am niște bani strâns, zice, dar banii ăștia îi țin pentru copilul meu care mere, cu care mă duc în fiecare lună la Arad. Dacă iau de la el banii ăștia și îmi iau lemne, copilul o să moară. O zice, nu știi pe cineva, zice, care poate duce niște lemne, nu am pretenții, dar niște lemne în numele Domnului. Am sunat pe cineva care stătea mai aproape de ea și am zis, nu vrei să faci o faptă bună. După vreo 3 zile îmi scrie sora Zena, frate Cristi, zice, am văzut îngeri. Zic, what? Cum? Zic, eu sunt păstor și n-am văzut încă îngeri. Cum dumitale ai văzut îngeri? Zic, hai să vedem cum arătau îngeri. Păi, aveau drujbă și topor. Nu cred, asta nu cred că e ok. Zic. Ceva nu e ok, că n-am văzut în viața mea înger cu drujbă și topor. Vă rog să mă explicați. Zice, aseară, zice, am pățit ceva ce n-am pățit în viața mea. În fața casei, a venit o camionetă, a ridicat partea din spate și a căzut niște lemne jos. Eram la jam, țineam de perdea și nu mă plângeam. Mă, sigur, sunt pentru mine. Apoi am văzut că o întors camioneta invers și a pus farurile pe lemne, că era deja seară, zice. Și au coborât 2 tineri. Unul cu drujbă și altul cu topor. Le-o tăiat, le-o crăpat și la final m-au văzut că-s la jam. Și-au zis, Doamne, zice, vă supărați dacă intrăm în curte și vi le aranjăm frumos? Frate Cristi, nu știu cine au fost oamenii ăștia. Să le spui din partea mea că până o să mor, o să mă rog pentru ei. În fiecare rugăciune o să-i amintesc. O mai trăit vreo 3 săptămâni în sora Zina. Nu a apucat să termine lemnele. Nu a apucat. M-am uitat recent la tinerii ăștia. Sunt cu familie, sunt căsătoriți, binecuvântați. Și știu ce m-am gândit? Că atunci când îngropi o femeie care s-a rugat, tu îngropi numai trupul ei, n-ai cum să îngropi rugăciunile ei. Moody o zis așa, noi punem o sămânță și de-a lungul vieții, fără să ne dăm seama, ne întâlnim cu roada ei. Dacă ai pus ceva rău, te întâlnești cu ceva rău, ai pus ceva bun, te întâlnești cu binecuvântările lui Dumnezeu. Sora Zina a plecat, însă tinerii aceștia, cu o inimă curată, ducând niște lemne, încă se bucură de rugăciunile alea care nu au fost numai 3 săptămâni, dar care au impact. Nu vă doresc altceva. Imaginați-vă ce ar fi toată biserica, toți cei prezenți astăzi, mâine să fim la reanimare, mâine să fim pe interne, mâine la un azil, mâine la un spital. 66 de femei în urmă cu o lună la cineva acasă în Arad au făcut 15.000 de sarmale. Nu pentru banchete, nu pentru chermeze, au zis pentru sărași, familii cu mulți copii, bolnavi, văduve, orfani și bătrâni. Și ce? Nu știu ce religie ai, că nu mă interesează. Ce vreau să spun astăzi cu toată dragostea e că Dumnezeu te iubește. Dar așa de mult te iubește încât a ieșit astăzi în fața ta pentru un neînsemnat.
Printr-un copil simplu, cum îți eu, dar printr-un cuvânt însemnat. Și să spun așa, nu m-am putut folosi de tine până astăzi, că atunci când vorbești murdar, nu te crede nimeni că mergi spre cer. Atunci când vinzi o mașină și o pui pe OLX și spui că o bătrânică din Germania umbla cu ea, și nu mai zic continuarea. Nu o să te creadă nimeni că mergi spre cer. De aceea spune Domnul, te-am adus în seara asta aici, că vreau să schimb inima, vorbirea, gândirea și viața. Și prin apa vieții, Dumnezeu poate să curățească și în seara asta. Închei spunându-vă că omul cu inima curată mai câștigă ceva. Psalmul 66 cu 18. Rugăciuni ascultate. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Ce greutate are cuvântul ăsta. Cu alte cuvinte, psalmistul spune, am experimentat recent ceva extraordinar. Îi sfătuiesc pe tinerii care se căsătoresc, nu vorbiți de BMW-uri, de merțanuri, de vilă, de casă, de dumbrăvița, de unde faceți teren și unde cumpărați casă. Întrebați-vă viitorul partener primul lucru, când ai avut ultima dată o experiență palpabilă cu Dumnezeu? Și dacă el se supără și pleacă, mulțumește Domnule că te-a scăpat, că mare Domnul. Că un om care are experiențe cu Dumnezeu nu se supără când îl întrebi. Și psalmistul spune, recent am avut o experiență frumoasă cu Domnul. M-am plecat pe genunchi și cerul nu a fost ca la Bacovia de plumb, ci cerul a fost un cer frumos, albastru, pe care Dumnezeu l-a deschis și mi-a trimis răspunsul. Dar cu răspunsul acela a venit și un gând în partea Domnului, care sună așa, vrei să te mai ascult, păstrează-ți inima curată. Pot să mă laud, și asta e o laudă bună și voi puteți să vă laudați, că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Că nu ascultă când vrem noi, știți de ce face asta? Ca să ne pregătească pentru ziua când vine răspunsul. Că noi nu suntem pregătiți pentru răspuns de multe ori. Și atunci uneori Dumnezeu întârzie. Și clipele alea de întârziere nu-L schimbă pe El, ci mă schimbă pe mine. Am avut o soră în biserica noastră, în 2013, când m-am mutat la Deva. Am întâlnit o soră, o femeie modestă, o femeie a lui Dumnezeu. O femeie cu 10 copii. Cu mari sacrificii făcute în viața aceasta, la care doctorii în 2013 i-au dat un diagnostic crunt, cancer, tumoare la colon. Când mă întâlneam cu dânsa la biserică, când venea, așa printre controle, printre analize, printre o casă de prunci, printre multe sacrificii, și vă rog, nu judecați pe cineva care are greutăți sau probleme până nu cântăriți inima cu care se jertfește. Cu o mamă a 10 copii pune 30 de porții de mâncare pe zi, pe masă. Ori 7, 210 porții de mâncare. E ușor să zici, bă, unul e plecat în lume, dar mai întâi înțelege inima mamei. Că dacă vroia câini și pisici, nu făcea prunci. Înțelegeți? Și o întrebam de când în când, sora s-a vina, ce mai zic doctorii, cum sunteți? Și ea s-a uitat la mine, zâmbea și spunea, frate Cristi, eu-s bine. Dar zice, un singur stres am, o singură dorință am. Zice, știi pe toți 10, i-ai văzut. Zice, nu vreau altceva decât să-i văd în apa botezului pe fiecare. Pentru asta mă rog, zice ea, în fiecare zi. M-am mirat. Că am întâlnit oameni pe care doare măsaua și își înjură. Și femeia asta cu cancer la colon o zice, eu-s bine. Dar am rugăciuni în așteptare. Era vas de lucru în biserica din Deva. Rar avea prorocii, dar rar și bune. Bune. Așa, rând pe rând, aproape în fiecare an, se boteza că e unul. Se bucura. Se bucura mult. În 2023, în luna ianuarie, am văzut-o cu greu cum a urcat scările bisericii. Era cina Domnului și a vrut să fie cu noi. La cine nu mai putea veni?
urca așa gâfâind, eu tăiat din colon, operații, probleme. Mă gândeam așa, acum n-are cum să zic că e bine. Acum mă duc și o întreb cu mâine, n-are cum să zic că e bine. Acum dacă ar spune, ar exagera. Și am zis, fără asta îmi vine, spuneți-mi acum cum sunteți. Și a zis, Cristi, mai am doi. Cum? Păi zice, mai am doi care trebuie să facă botezul și... Toate rugăciunile mi se ascultate. Dar mai doi mai am. Mi-a spus unul din prezbiteri, Cristi, și ce i-a spus Domnul? Că noi acasă, până nu își vede tot 10, botezați. Și ea să ține de frânghia asta. Și genunchează cu speranță. Și mai dă 10 milioane la RMN și mai dă bani la medicamente și nu-i pasă. În luna martie, Elisei și Emima au venit la mine și au zis, frate Cristi, nu ne scrie și pe noi pe listă, zice. Să facem și noi botezul, zice. Așa m-am bucurat. În luna iunie a venit ziua botezului. Sora Sanvina deja era pe morfină acasă. Tot la 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, o întorceau de pe parte pe altă. N-au avut cum să vin. Dar am simțit în inima mea că atunci când Emima și Elisei au intrat în apa botezului, undeva, într-un apartament modest din Deva, o femeie la care doctorul i-a zis, du-te acasă că nu mai avem ce să-ți faci. Am simțit că a ridicat o mână spre cer și a zis, am câștigat. Cu asta închei. Vedeți cum arată fericirea? Bolnavă? Morfină? Dar cu conștiință curată și cu rugăciune ascultată. Poate vă uitați ciudat. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-i pe medici. O să vă spună, 66% din oameni mor de boli incurabile. Dar nu contează cum mori. Că mori în pat acasă și nu ești bolnav sau mori în cancer. Nu asta contează. Contează dacă atunci când pleci ai avut inima curățită de El. Și dacă ai avut și rugăciuni ascultate, te numeri printre cei mai fericiți oameni de pe pământ. Dați-mi voie să vă doresc fericirea aceasta. Știu că aveți probleme fiecare. Mă uit la copiii mei, 7, cum cresc și îmi dau seama că trebuie să stau mai mult pe genunchi. Și îmi dau seama că dacă vrei roșii și castraveți și vinete în grădină, nu poți să stai pe TikTok. Trebuie să faci ceva. Și îmi dau seama că cu fiecare zi cu care ne apropiem, se întâmplă Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește. Să aducă și mai multă roadă. A fost întrebat Michelangelo și cu asta închei și facem rugăciunea, dar cum l-ai sculptat pe David? Și a zis Michelangelo, am dat jos tot ce nu a fost David. O să întrebe îngerii pe Iisus, dar cum i-ai sculptat pe ăștia? Așa fain arată. Și o să zică Iisus, am dat jos tot ce nu a fost Iisus. Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să stăm înaintea Domnului cu inima deschisă și să ne recunoaștem starea, nevoia. Dacă simți că ai nevoie de iertare, spune, Doamne, iartă-mă. Dacă simți că ai nevoie de o haină albă, spune, Doamne, împarte și mie o haină albă. Dacă vrei din mâna Lui fericirea, lasă-L pe El să decidă fericirea. Eu ți-am spus doar cum arată, doar El o poate da. Și spune, Doamne, aș vrea de astăzi să am păcatele iertate, să mă duc spre cer în sfințenie, să îmi păstrez curățirea și într-o zi când ne vei chema pe nume acasă, aș vrea să fiu și eu printre cei care își aud numele în cartea vieții. De aceea ne vom ruga cu toți. Dacă este cineva care până în seara aceasta nu a făcut legământ cu Domnul,
nu a avut un moment al predării și vrea să ne rugăm pentru el, poate în timpul rugăciunii să vină aici în față, mă voi ruga pentru tine, dar vreau în mod special cu toată biserica, cu toți cei prezenți, indiferent de confesiune, să stăm cu inima înaintea lui și să lăsăm apa vieții să ne curățească și Duhul Sfânt să ne dea binecuvântările lui. Amin.